Peste 100 de elevi și aproximativ 40 de profesori din toată țara au fost prezenți la Fălticeni la etapa națională a concursului de comunicări științifice ale elevilor din clasele liceale la disciplina geografie. Fălticeneanca Ana Maria Cotun a reușit să câștige premiul întâi la concurs la secțiunea geografie fizică. Competiția a constat în prezentarea lucrărilor de cercetare realizate de elevi, acestea fiind grupate pe trei secțiuni: geografia mediului, geografie umană și geografie fizică. Câștigătorii la prima secțiune sunt: premiul 1 Andreea Palachiță din Onești, premiul 2 Cosmin Matifălean din Brașov, iar premiul 3 Ștefana Chelba din Rădăuți. La secțiunea geografie umană, Cristian Mustescu din Brașov a obținut locul 1, Elena Humelnicu din Galați locul 2, iar Denis Gavriloae din Bistrița locul 3. La ultima secțiune, geografie fizică, fălticeneanca Ana Maria Cotun a câștigat locul 1, Octavian Soare din București locul 2, iar Dragoș Stancu din Argeș premiul 3. A fost emoționant, a fost o competiție de neuitat, la fel ca și Olimpiada Națională de la Cluj-Napoca. Și vreau să revin și anul viitor și la sesiunea de comunicări și la Olimpiada Națională. Nu a fost greu, a trebuit doar să pregătesc o lucrare și să o aprofundez. M-am pregătit mai multe luni, începând din luna martie-aprilie. Și concursul a constat într-o prezentare și PowerPoint și predarea unei lucrări în format letric. Am avut onoarea ca alături de domnul profesor Porops un drum pe Ana. Ana este modestă. Proba la care ea a luat premiul întâi este Regina Geografiei, Geografia Fizică și știința care le cuprinde pe toate. Ana, tot modestă, nu a spus cât teren a făcut. Am ieșit în teren, am muncit, am pus la punct. Este o fetiță extraordinară. Cred că o să ajungă o mare personalitate a geografiei românești pentru că are stofă. Umila mea contribuție a fost să drum cât de cât de aici, de acolo, alături de domnul profesor. Și rezultatele s-au văzut. Etapa națională a concursului de comunicări științifice ale elevilor din clasele liceale la disciplina geografie organizată la Fălticeni s-a dovedit a fi un real succes atât pentru participanți cât și pentru organizatori. O săptămână încărcată, o săptămână frumoasă, o săptămână cu emoții, o săptămână care a confirmat școala fălticeneană de geografie, Suceava, județul Suceava, pentru că, așa cum ați văzut, la toate secțiunile, județul Suceava a avut premianți sau evidențiați. O săptămână în care am încercat să organizăm astfel lucrurile încât toți cei care au participat să se simtă bine, astfel încât să ducă aceste gânduri de bine acolo unde ajung. Totul a fost la superlativ la dumneavoastră aici. Atât din punct de vedere al desfășurării concursului, au fost organizate toate condițiile, dar și din punct de vedere al organizării. Concursul s-a desfășurat în cele mai bune condiții. Am văzut, au câștigat foarte mulți elevi din județul Suceava, ceea ce ne-a demonstrat încă o dată că nu este o întâmplare faptul că aveți aici atât de mulți olimpici la toate disciplinele, nu numai la noi la geografie, ci la toate disciplinele. Fapt care demonstrează că sunt aici profesori pasionați, sunt școli foarte bune, este un sistem de educație extraordinar de frumos și de bun. Ana Maria Petroaie de la Colegiul Mihai Băcescu din Fălticeni a obținut mențiune la secțiunea geografie umană, iar Diana Vacarița de la același colegiu a obținut premiul Societății de Geografie din România. Nu în ultimul rând, profesorul Marcel Porof a primit premiul Asociației SGR Carol I.